Levitic 1. Domnul a chemat pe Moise, i-a vorbit din cortul întâlnirii și a zis: Vorbește copiilor lui Israel și spune-le, când cineva dintre voi va aduce un dar Domnului, să-l aducă din vite, fie din ceradă, fie din turmă. Dacă darul lui va fi o ardere de tot din ciradă, să-l aducă din partea bărbătească fără cusur, și anume să-l aducă la ușa cortului întâlniri înaintea Domnului, ca să fie plăcut Domnului. Să-și pună mâna pe capul dobitocului adus ca ardere de tot și va fi primit de Domnul ca să facă ispășire pentru el. Să junghe vițelul înaintea Domnului și preoții fiii lui Aaron să aducă sângele și să-l stropească de jur împrejur pe altarul de la ușa cortului întâlnirii. Să jupăie vițelul adus ca ardere de tot și să-l taie în bucăți. Fiii preotului Aaron să facă foc pe altar și să pună lemne pe foc. Preoții fiii lui Aaron să așeze bucățile, capul și grăsimea pe lemnele puse pe focul de pe altar. Să spele cu apă măruntele și picioarele și preotul să le ardă toate pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă arderea lui va fi o ardere de tot din turmă, de miei sau capre, să aducă o parte bărbătească fără cusur. Să-l junghe în partea de miază noapte a altarului înaintea Domnului și preoții fiii lui Aaron să-i stropească sângele pe altar de jur împrejur. El să-l taie în bucăți și preotul să le pună, împreună cu capul și grăsimea, pe lemnele din focul de pe altar. Să spele cu apă măruntaiele și picioarele și preotul să le aducă pe toate și să le arde pe altar. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului. Dacă darul adus de el Domnului va fi o ardere de tot din păsări, să-l aducă din turturele sau din pui de porumbel. Preotul să aducă pasărea pe altar, să-i despice capul cu unghia și să o ardă pe altar, iar sângele să-i se scurgă pe un perete al altarului. Să scoată gușa cu penele ei și să o arunce lângă altar spre răsărit, în locul unde se strânge cenușa. Să-i frângă aripile fără să-i se dezlipească și preotul să ardă pasărea pe altar, pe lemnele de pe foc. Aceasta este o ardere de tot, o jertfă mistuită de foc, de un miros plăcut Domnului.